Și organizatorii și expozanții spun următorul lucru. Nu vânzarea este principalul scop, ci expunerea ofertei în vederea vânzării ulterioare a francizei. Cei mai mulți francizori se declară fericiți dacă la capătul celor 3 zile de târg vor vinde măcar o franciză. Prețurile diferă în funcție de mulți factori. Sunt francize la sub 1000 de euro, la 25.000 de euro sau la 6 milioane de euro. Profilul potențialului partener de afaceri în franciză diferă în funcție de specificul business-ului. Întreprinzătorul mic, mijlociu sau cei care doresc să aibă un venit suplimentar, poate part-time, din spălarea sau întreținerea mașinilor. Cred că ar trebui să fie o persoană care să își dorească să facă ceva mai mult decât a făcut până în acest moment. Poate să fie sport din branșa de sportivi, sportivi care au ajuns la finalul carierei și care doresc să-și orienteze viitorul spre un business, manager de multinaționale care hotărăsc să-și schimbe viața. Dacă o iau pe mentalitatea greșită a antreprenorului român de a-mi băga bani într-o franciză că știu că merge, dar eu nu mă pricep în acel business, nu face nimic. Deci noi întotdeauna îi sfătuim, dacă ești cizmar, du-te pe francize din domeniul respectiv, nu te duce pe francize din domeniul fast food. Toți francizorii au resimțit criza, unii și-au păstrat optimismul. Mai spală oamenii mașini, dat fiindcă e criză? Da, da, le spală pentru că este o activitate de curățenie până la urmă și mie îmi place să cred că fiecare om trebuie să fie curat. Criza imobiliară este una și tranzacțiile imobiliare este alta. În România, în București, sunt tranzacții și se fac tranzacții, chiar multe. Zona de alimentație sau de food este întotdeauna, indiferent de criză sau de necriză, un pariu care poate să fie câștigător. Eu cred că o să fie puțin mai bine și se speră să fie din ce în ce, din an în an, mult mai bine. De ce vă zic asta? Fiindcă majoritatea vizitatorilor au fost oameni de afaceri. Dornici să achiziționeze o afacere.